Școala Smaranda Gheorghiu din Târgoviște și-a propus și în acest an să vină în sprijinul comunității în care își desfășoară activitatea, asigurând șanse egale la educație copiilor care provin din familii cu posibilități materiale reduse. În parteneriat cu organizația Salvați Copiii și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în incinta unității de învățământ dâmbovițene se derulează programul A doua șansă pentru învățământul primar. Program care se adresează tinerilor cu vârsta mai mare de 18 ani care nu au absolvit cursurile școlii primare. Derulăm activități zilnice în intervalul orar 13-17, cursanții având posibilitatea să absolve 2 ani de studiu într-un singur an școlar. Inspectoratul școlar sprijină acest program cu manuale, iar organizația Salvați Copiii cu rechizite, masă și alimente. Noi sprijinim cu masă caldă gratuit, uniforme școlare, rechizite, asistență medicală, asistență socială, juridică, psihologică și suport material constă în alimente de sărbători sau la începutul anului școlar. Înscrierile deja au început. Tinerii cu vârsta peste 18 ani care nu au absolvit cursurile școlii primare sunt așteptați la școala Smaranda Gheorghiu. Totul este gratuit. Chemăm tinerii care nu au frecventat până acum școala sau au întrerupt-o pentru diferite motive, să vină la școala noastră, să facă o cerere și apoi din octombrie să începem să le mai acordăm încă o șansă. Să poată să absolve și ei cel puțin ciclul primar. Le va fi de folos în viață, pentru că un om care nu știe carte este asemenea unui orb. Programul A doua șansă începe în luna octombrie. Cursanții au posibilitatea să absolve 2 ani într-unul singur.